Singurele fonduri europene care sunt atrase în momentul de față de România sunt atrase de primari și președinți de consilii județene gospodari, marea lor majoritate colegi de-ai noștri din Partidul Național Liberal. Ilie Bolojan, primar la Oradea, Emil Boc, primar la Cluj, Mircea Hava, primar la Alba Iulia. Păi Alba Iulia, când a început Hava primar, avea numai 30% rată de canalizare în municipiu. S-a schimbat fața în Alba Iulia, s-a reabilitat cetatea, Alba Carolina, cu fonduri europene. La Timișoara, primarul Falcă, la Arad, la Brașov. Și aici, la Sibiu, președinta de Consiliu Județean, colega noastră Daniela Câmpean, și chiar săptămâna aceasta avem un motiv să o felicităm, că a mai atras încă 8 milioane de euro fonduri europene pentru secția de urgențe a spitalului din Sibiu. Deci e foarte simplu. Da, aplaudați-vă!